Vă mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Politica externă a României a fost confiscată de Liviu Dragnea. Doamnelor și domnilor deputați, astăzi mă simt obligat să trag un semnal de alarmă foarte serios legat de schimbarea de paradigmă în politica externă a României. Cu îngrijorare constat faptul că Liviu Dragnea a privatizat politica externă a României și încearcă să forțeze în momentul de față o alegere falsă. O alegere între Uniunea Europeană și Statele Unite. Mai nou, România nu mai este văzută ca un partener predictibil de către aliații și partenerii noștri strategici, dat fiind că politica externă este condusă din Kiselev, ocolind președintele, iar premierul Vasilica Dăncilă, pe lângă faptul că este doar o marionetă, nu reușește, este total depășită de rolul prea mare pe care îl are. Sub bagheta domnului Liviu Dragnea se întâmplă un lucru foarte grav. Cei doi piloni ai politicii externe românești, și anume apartenența la Uniunea Europeană și parteneriatul strategic cu Statele Unite, sunt puși în antiteză. Este un lucru și un joc foarte periculos, deoarece traversăm o perioadă de incertitudini și de disensiuni majore între noua administrație de la Washington și țările nucleului dur european, Franța și Germania. În esență, Liviu Dragnea încearcă să ne convingă că avem de ales între Uniunea Europeană și Statele Unite. România nu poate să-și permită o asemenea alegere. România ar fi putut să joace un rol de liant în această ecuație transatlantică atât de complicată. Ar fi putut să joace un liant între cele două părți, având relații bune cu ambele. Prin vizitele făcute la Washington, la Berlin, la Paris, de către președintele Iohannis, România s-a poziționat clar alături de nucleul dur al Uniunii Europene și ca principalul partener al americanilor în regiune, având relații bune cu ambele părți. Aceste roluri nu se exclud. Acest lucru a fost subliniat și de președintele Iohannis. Domnul Dragnea însă a aruncat în aer toate aceste parteneriate, toate oportunitățile pe care România le avea în momentul de față. În actualul context, dominat de derapajele foarte bine cunoscute ale unor țări precum Polonia și Ungaria de la statul de drept, România era interlocutorul firesc în această regiune. Era un interlocutor interesant pentru nucleul dur al Uniunii Europene și era cel mai interesant partener în contextul acestui iliberalism care mătură regiunea. Țara noastră putea cumva lua locul Poloniei în Europa de Est, dar PSD a stricat totul, pe de o parte prin asaltul asupra statului de drept și a independenței justiției și pe de altă parte prin măsurile populiste și nesustenabile care, iată, ne îndepărtează de zona euro. La fel, măsurile de atac asupra justiției și de subjugare acesteia ne îndepărtează de obiectivul fundamental de aderare la spațiul Schengen. Ca urmare, mai mult decât atât, am devenit impredictibil chiar și în politica externă, predictibilitatea fiind una dintre puținele caracteristici pozitive ale politicii externe românești de-a lungul anilor. Am ajuns ca, după ce ani de zile am susținut procesul de pace, israelo-palestinian și soluția celor două state, să devenim impredictibili, să participăm la să boicotăm, practic, declarația Uniunii Europene de condamnare a mutării ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și, mai mult decât atât, să participăm la ceremonia de inaugurare. Astfel, rolul României de honest broker, credibilitatea pe care am câștigat-o în atâția ani în relația cu statele arabe, a fost grav deteriorată. Mulțumim, domnul deputat. Și concluzie. Ca să închei imediat, vă rog să-mi permiteți o concluzie. Din păcate, România devine imprevizibilă în politica externă într-un acest complex, context foarte complicat, în care relația transatlantică a fost afectată puternic de ieșirea SUA din acordul nuclear cu Iranul. Sunt foarte multe probleme. Președintele Mulțumim Trump a crescut mult. Tarifele vă rog, vamale vă rog pentru Europa pe exporturile către SUA și nu pot decât să trag o singură concluzie, că este absolut irresponsabil și de o gravitate extremă faptul că Liviu Dragnea se folosește de acest context atât de complicat pentru a forța o alegere între Uniunea Europeană și Statele Unite. Domnul deputat, vă închei, vă tai microfonul, vă rog frumos să încheiți. Da. Mulțumesc. Vă mulțumesc, deputat Matei Dobrovie, circumscriția 42 București.